Bună seara și bun găsit la emisiunea noastră sportivă. Vă spun Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică. Să vă prezint pe cei trei invitați deosebiți. Lângă mine se află fostul secretar general al Ligii Profesioniste, domnul Valentin Alexandru. Bună seara! Bună seara! Lângă domnul Alexandru, fostul jucător al echipei FC Petrol, Daniel Chiriță. Bună seara! Bună seara! Lângă domnul Chiriță se află suporterul, unul dintre suporterii echipei FC Petrol, cu vechi stagii, persoana domnului colonel în rezervă, Gabriel Popescu. Bună seara, domnul Popescu. Bună și seara. Mă bucur că ați venit. Vedeți că aveți o misiune grea, reprezentați masa mare a suporterilor echipei FC Petrol. Mulțumesc pentru invitație. Vom vorbi despre partida de aseară dintre Grecia și România și despre bucătăria internă care este la FC Petrolul. Deja l-avem, mi se spune, din regie, l-avem în cască pe Cristi Damian, ofițerul de presă al AJF-ului. Bună seara, Cristi! Bună seara dumneavoastră, invitatele dumneavoastră, vă ascult! Cristi, la sfârșitul săptămânii trecute s-a disputat o nouă etapă în Liga Județeană, rezultatele, dacă poți să mi le furnizezi, și ceva de la comisii, dacă ai venit și de acolo. Așa este, la finalul săptămânii trecute s-a disputat etapa a 5-a din Liga. Ca de obicei, am avut un rezultat cu scor de Maidan, dacă pot spune așa. Da, CS Cornul a pierdut acasă jocul cu CS Brejoi cu 12-0. Păi și Boldeștiu, parcă a mai dat 12-0 săptămâna trecută. A mai dat și Boldeștiu, dar a trecut tot 12 goluri, dar formație din Târșorul Vechi, Prahova. Vreau să mai spun că după acest joc, CS Brejoi a stat pe primul loc în clasament. Celelalte rezultate ale etapei au fost Progresul Drăgănești, Petroliști, Boldești 0-2, CS Oplopeni, Avântul Măneciu 4-2, CS Ceptura, CS Păulei 0-3, Voința Găzarul Surani, AS Ploiești 1-2, Tricolorul Breaza, Unirea Cocoroși Colț 5-0, toate golurile fi marcate în prima repriză, Complet Ploiești, AFC Brebu 2-2, Prahova Târșorul Vechi, CS Oteleajul în volum de munte 1-1 și Fortuna Poiana Câmpina, AFC Bănești Turleta 0-2. În clasament? Același podium, care din prima etapă. CS Blejoi a urcat pe primul loc. La golaveraj, nu? Da, la golaveraj de Petroliști Boldești și CS Păulești, toate cu 15 puncte. Va fi de urmărit disputa dintre aceste echipe, mai ales că... Mai ales că niciuna nu vrea să promoveze. Cu gândul mari, eu știu, vedem ce ori putea să facă. Vreau să mai spun că după etapa aceasta, Prahova Târșorul Vechi și, din păcate, Complet Ploiești au obținut primele puncte în aceste zone. E greu la Complet, e foarte greu. E, da, o situație mai dificilă. De la comisii ceva? De la comisie pot să vă spun doar că după jocul din etapa a doua dintre AFC Brebu A și AS Ploiești, scor 1-1, partida a fost omologată cu scorul de 3-0. Din cauza motivului? Echipa din AS Ploiești nu a respectat regula celor doi jucători sub 23 de ani pe toată durata partidei. Corect. S-a făcut recurs. Ești atent. Dar au făcut recurs și... E Daniel Chiriță în studio. A fost substituirea, a fost o greșeală de tricol. Am înțeles. Etapa viitoare, vreun derby, ceva? Nu, etapa viitoare nu. Nu avem, nu avem niciun ce derby programat. Am înțeles. Cristi, mii de mulțumiri și ne auzim și săptămâna viitoare. Da. Toate cele bune. A fost Cristi Damian, ofițerul de presă al AJF-ului Prahovean. Și hai să vorbim, începem cu normal, cu Grecia, România. Neavali, cum vi s-a părut meciul? Pentru ce dorim cu toții să se întâmple, adică calificarea, un rezultat notabil. Joc modest, tactic bine. Foarte bine. Foarte bine. Bine și cu un pic de noroc. Dacă nu avem... Da, sigur, orice mare performanță, orice... Trebuie, dacă n-ai bulan... Cu un pic de noroc, sigur. M-am bucurat că orice român, că e în regulă, avem nevoie și mai ales că ar fi... Piții ar bifa două performanțe,
unice în fotbal românesc, pe lângă faptul că are vreo 90, nu știu, 3-4 de meciuri la echipa națională, a depășit chiar pe Iordănescu și pe Lucescu, ar obține și a treia calificare la europene. Performanță da, plus neegalată. Final de campionat european de tineret. Cu toate înjurăturile, cu toate contestările pe care păi dacă nu mai e dumneata lângă el acolo, că mai era și lumea. Nu, eu i-am dat valoare. Cu fermoarul la gură. Ținut-o, da. Deci pentru el ca persoană mă bucur, pentru noua și eu sincer pentru el că prea a fost blamat, prea îi se cânta. N-ai văzut? Robotul, cum să spune. Așa e la român. Cât, vai, ce leaf are, 300.000 de nu știu câți, vai, îl dăm afară pe pițel. Acum când are propunerea de vreo 4 milioane sau 3 milioane de euro pe an de la arabi, să nu plece pițel. Așa e român. Eu personal, aș, după meciul ăsta, aseară anunțam că plec. Deși eu îl cunosc poate mai bine decât oricine la pițel, că nu va pleca niciodată. Nici măcar la Bulgaria. Că așa e. Are un tip de viață specială a lui și nu plec. Da, vă mulțumesc. Dani? Pentru joc nu am fost satisfăcut așa jocul, l-am urmărit și am văzut. În schimb, rezultatul a fost un excelent. Până la urmă, toți ne-am dorit rezultatul. În schimb, a fost față de campaniile precedente, a fost selecția făcută părerea mea mai corect, adică au fost jucători aduși care au fost mai în formă. Păcat de Budescu. Da, dar cu toate că l-a convocat pe Budescu, l-a convocat pe... Mă scuz că intervin, dar dacă erau alți Stănase, Gardoș, Sân Mărtean, hai să zic că nu era de rezervă. Mutu. Mutu? Nu Mutu, vorbesc de cei care au aripa veche. Nu mai intrau ăștia noi. Știu, dar față de campania precedente au fost spunere... Da, aici e cu... Da, dificil. Fiecare antrenor are... Sigur, da, are fiecare cetățean e antrenor echipa națională. Da. Dacă n-ai un jucător care are în plină sigur valoare, trebuie să-l chemi. Păi bine, ce mă îngrijorează, eu ne fiind tehnician, dar am stat lângă mare antrenor și am sute pe bancă aia numai și de la națională, nu creăm. N-avem creativitate. Nu construim. Deci doar am avut câteva șarje constructive care se plece după linia de fund mijloc. Se mai respira. De la care a ieșit și 11 metri și au mai fost 2-3. În rest, sigur, tactic foarte bine, tactica ca la Mărășește, adică la baionetă, scoatem baioneta și cine vine îl înțepăm pe undeva. Pe două rânduri. Cam asta e tactica. Domn Popescu? Stând alături de două personalități ale fotbalului, n-am decât să mă raliez celor spuse de domniile lor. Ai început ca la facultate. Bineînțeles. Nu, e profesor universitar la Gică Barici. Da. În altă ordine de idei, am văzut azi dimineață români cu zâmbetul pe buze cumpărând ziarele de sport, ceea ce e un lucru bun. Ca și, iar inclusiv tonul emisiunii noastre, pare că este unul mai optimist, este unul mai vesel. Alminter, dacă rezultatul ar fi fost cam cum a fost și meciul... Eram obișnuiți așa. Eram obișnuiți, da. Dacă nu. Aveți dreptate, da. Surpriza un e meci că e, da. Nu foarte plăcut, dar ne-am atins obiectivul. Chirule Tamaș a jucat pe postul tău. Cum ți s-a părut? Între cei mai buni. Defensiv foarte bine, pentru că știi că e un fundaș excelent. S-a mai dus el și în față, dar nu prea a avut cu cine. Nu. Probabil dacă era Torjă... Dacă Marica nu l-a rus, eu cred că era altă... S-a pune altă fel problema. Pe mine, cei mai buni au fost cei doi mijlocași de închidere, cu Oban și cu Pintilie. Și, în general, linia de fond foarte bună. Acest Dragoș Grigore, surpriză mare. Când te aperi, în general... Păi ei vezi. Păi ei vezi, da. Dacă îți ții aminte, am jucat noi... Dar n-a avut ce să o dea în față. Dar surpriza plăcută cine a fost, domn Popescu? Kipciu. Kipciu? Kipciu, da. Și mult blamatul fundaș dreapta. Tamaș? Tamaș, care ar trebui tratat și inclusiv de presa de specialitate, tratat altfel. Nu avem niciun mai sens. Cu puțină clemență, mai cu... ce lucruri frumoase. Le-a zis Pițurcă, deci în toate conferințele de presă, că asta e presă, ce să mai este neamul românesc. Deci conferințe de presă despre meciul cu Grecia anterior, singurul subiect era dacă pleacă Pițurcă. Corect. Da. Deci nu erau din 20 de întrebări, 30 de întrebări, când plecați la Arabia?
Păi frate, e conferință de presă aici ăsta despre meciul ăsta, hai să vorbim de ăsta, mă, dacă chiar da, sunteți da, profesioniști, da, asta e. Sigur. Aici trăim, aici trăim. Da, asta e, asta e România. Ăștia care n-au niciun fel de școală. Da, Enache? Da, intră bine. Da. Bine. Ai stat bine. Bine, bine. Dacă te așa în faza aia când a căzut în fund, i-am văzut mâine așa. Așa. E cam tremurau mâine să rămâne. E normal. Asta înseamnă că, înseamnă că e un băiat de caracter dacă a trăit așa și a avut. A pus suflet. Da, a pus suflet. Nu, e fotbalist. E un jucător de viteză. Însă nu, n-a jucat, n-a fost pus în pagină, în gesta cum e pus la Astra. Mai avem un telefon, normal că le-am aranjat dinainte. De-abia de peste două săptămâni vom face emisiunea directă. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo! Da, domnul Catinca, bună seara! Bună dimineața, bună seara, domnul Pușcaș. Păi noi înregistrăm acum, zice și noi bună seara când se dă. Bună seara, domnul Pușcaș. Așa. Marcelica, în primul rând, la mulți ani. Pentru ziua de naștere. Da, mulțumesc mult. Ia zi, cum ți s-a părut partida de aseară? Una peste alta, scopul scurt, mijloacele. Deci un meci, cum să spun eu, nu prea reușit al echipei noastre, dar și contează cel mai mult cele trei puncte. Asta. Care contează enorm în economia calificării. Surpriza plăcută? Care a fost, după părerea? Surpriza plăcută? Rezultatul, în primul rând. Rezultatul. Asta e cea mai plăcută surpriză. Mai era și chestia la altă. Joci bine și pierzi, nu? Da, corect. Așa corect. Mai bine joc un pic mai slab, dar am reușit și am luat cele trei puncte care mă interesa, erau vitale, de fapt. Sigur. Până la CSM, ce să mai aude? La fotbal? Tot este în regulă cu domnul. Unde ești antrenor? Acum, într-o mică ședință, așa, după amiază, așa. Deci... Cu burtică, nu? Ele tot. Cu burtică. Salutări la băieți, da, din partea da, noastră. Cu domnul Manolachi, da. Am înțeles. Marcelica, îți mulțumim. Încă o dată, uite aici. Neavalii Alexandru, Daniel Chiriță și Gabi Popescu îți urează la mulți ani. Le mulțumesc mult de tot. Unde ne aștept? Unde ne aștept după emisiune? Da, da. Da? Bine. Da. Da, domnul. Cum da? Unde? Vă spun sănătate. Sănătate, numai bine. Nu s-a luat salariul la CSM. Aia, să chinuie și ei pe acolo. El sigur, vine, e greu. El vine și face la mine, el s-a da? La mine. Joc unde? Joacă la Petrotrans. La Petrotrans. Acolo joacă. Nu știu. La Peco, cu Neavali, când eram noi mici. La Peco. La Ieru, în spate. Acolo, la rezervoare. Calea ferată, peste calea. Așa, pentru că l-am amintit de Marcel Catinca, care servează ziua de naștere. Avem și noi doi colegi din presă. Doamna Maria Bogdan, imediat am să vă spun și despre dânsa, care scrie la Ploieștii, săptămânalul Ploieștii, și Marin Paul Rusel, la mulți ani, piticule. Și pentru că aminteam, mi-a plăcut excelent articolul din Ploieștii de săptămâna trecută, scris de către doamna Maria Bogdan. Nu distrugeți fenomenul lupii galben, excelent. Și dacă, Adi, dacă vrei să... aici... Cam aceleași idei s-au dezbătut și la noi în emisiune. Asta nu ia nimic din meritele doamnei Maria Bogdan. Mulțumesc. Și la mulți ani și pentru colegul nostru de la Mediafax, Sorin Georgescu. Și domnule Popescu, sunteți profesor universitar, psihologia ar fi domeniul nostru. Vreau să vă întreb, după părerea dumneavoastră, care ar fi profilul huliganului? Profilul huliganului în general sau profilul huliganului de pe terenul de sport? De pe terenul de sport. Ce părere să am? În primul rând, acest huligan este profilul infractorului sociopat. Acel infractor care, vedeți noastră, nu respectă aproape nicio normă de bună conduită. Este un alienat, un îndepărtat de valorile morale, de valorile normale. Aici intervine în egală măsură și lipsa de fermitate a autorităților în ce privește
respectarea legii în mod strict. Acest individ este un individ care jignește cu aceeași plăcere cu care te bravează, acel individ care se împrietenește atât de ușor cu tine și după aceea te minte, acel individ care se dă la acte reprobabile și atunci când consumă puțin alcool și când nu consumă puțin alcool, deci nu te poți baza, este un tip alunecos comportamental. Dar părerea mea este că, deci, un caracter mizerabil. Ceea ce am sesizat în ultima perioadă la, pe terenurile de sport și nu numai la Clubul Petrol, și în alte localități, fenomenul acestui mic huliganism, să-i spunem, s-a extins inclusiv la categorii de vârstă mai mici, inclusiv la femei. Deci femeile proferează expresii injurioase, proferează la fel ca și bărbații, ceea ce nu este normal. Ba chiar mai grav, că ele folosesc un organ pe care nu-l au. Așa, așa. Sunt și femeile violente. Și în altă ordine de idei vreau să fac un apel și pe această cale ca firmele de pază să-și facă datoria. Nu este normal. Asta că nu prea își fac. Nu este normal. Ce s-a întâmplat la meciul cu CFR-ul, ce a căutat sticla de plastic? Plus Adidas-ii. Plus Adidas-ii. Idiotul arunca Adidas-ii, copilul de mici i-arunca din teren, exact. Iar i-arunca. De vreo 4 ori s-a întâmplat. Spunea, comentam cu cineva referitor la acest aspect, firmele de pază în excesul lor de zel, care de altfel în alte condiții este evident, o să ne controleze, să mergem de excursii pe stadion. Nu numai telefoane și așa, nu își fac datoria. În altă ordine de idei. Și să fie solidare la plătit amenziile pe care le dă Clubul Petrol. Pentru păi acum plătiți, petrolul plătește 20.000 de euro. Ei sunt plătiți. Banii ăștia erau buni pentru centrul de copii. Firma de pază să plătească și ea. Sau și mă gândesc, conform legii, din cauza ei s-a întâmplat. Sunt acele dispozitive circulare. Deci, pe de o parte, jandarmeria e plătită din banii noștri. Dar nu intervine decât când doar e chemată. Doar în exterior. Jandarmeria nu ia bani. Nu ia bani. Nu mai e plătit. Dar prestează serviciu. Stai numai puțin, că ne ia bani... Nu ia bani de la petrolul, dar este instituție bugetată. Da, e bugetară, corect. Dar nu. Înainte să avea contract și când făcea și paza interioară. Exact. Acum nu. Însă este inadmisibil ce se întâmplă. Din 20 de spectatori, cel puțin 5. Îmi pare rău că vă contrazic. Chiar m-am ocupat 10 de ani de problema asta și am avut contacte și mese și tot ce doriți dumneavoastră cu toți șefii de galerie și cu ăștia consacrați. E un fenomen, într-adevăr, perfect ați descris și ați, în sfârșit, caracterul, că de vorba de caracter. Dar ei, după mine, cea mai vinovată este societatea în care trăim. Exact. Pentru că erau manifestări și pe vremea mea înainte de omul, dar erau la meciul cu Dinamo, nu știu dracu, să nimerea dacă am avut și noi cu Brăila, cu Scorniceștiu. Dar nu la nivelul ăsta. Exact. În primul rând, nu mai avem noțiunea de familie în majoritate, dar aici pleacă, lipsă de educație, lipsă de carte, adică toți ăștia 100%, ei n-au citit nici măcar Scufița Roșie, deci cred că zic prea mult Scufița Roșie. Deci nu, niște tâmpiți care nici nu știu să scrie să citească. Deci lipsiți total de cultură. Dacă n-ai informație, dacă nu vezi ce se întâmplă pe undeva. Și apoi faptul că sunt extrem de încurajați. Firmele de pază și astea sunt relative. Cum mă spunea, aruncat cu Adidas. Păi ce să-i fac? Intr-un mărcat cu patop și scot și arunc. Ce să facă ăla? Deci dacă e unul lângă unul, nu se poate. Dar nu, n-ai cum să fie așa. De trivialitățile. Ce să-i facă? Să-i închidă gura? Nu. Sigur, ideea este... Educația. N-ai cum să o faci. După incidentele din 80. Dar dacă o spun aici, probabil că o să-mi spargă ăștia acasă. Că nu, că stai la etaj. Stai la... În Anglia a fost foarte simplu. După problema cu Heysel, deci așa. Spun eu că ei sunt, domn profesor, poate să-mi confirme, sunt la nivelul de niște animale, sunt primate ei. Adică au ceva acolo. Al minte sunt fricoși, în mod individual sunt foarte temători. Adică creierul nostru e determinat și e considerat uman, la nivel de tip inteligent, dacă activează cu cel puțin 10% din capacitate. Peste 10%, cel mult 15% sunt deja genile, sub 10% începe treapta de idioți. Așa e anatomică treaba.
ăștia săraci n-au, că știi că nu, ce n-ai neuroni. Păi se pune problema că ce să faci cu neuronii dacă n-ai sinapse, adică cine să transmită între ele toate povestea. Ăștia n-au decât un neuron, deci n-au nici nici de sinapse. Și mai întrebe de opacul. Domnul Alexandru, la vestita lege 4, ar trebui îmbunătățită? Da, eu zic că e foarte trebuie bună. Aplicată. Trebuie aplicată. Și aplicată cu fermitate? Pentru fără... că problema este, s-au dat și eu vă spun, în dosarele și, în, și la tribunal, și acolo merge un pic mai greu, adevărat, dar problema s-a întâmplat. În primul rând, ce depinde de jandarmerie, direct. Adică îi acordă suspendarea dreptul de a mai participa și, ca spectator. Bun, și atunci când joacă pe rol, să ducă la poliție. Vine, își pune o pălărie, își pune ochelari, ăla se uită la poză, ea mai depistat, dar e dificil. Pentru că există o încurajare a acestor derbedei și aici... Și cine încurajează? Păi, în primul rând cluburile, cluburile care, și care presa. Le dau bani. Și presa. Și acum presa. Televiziunea s-a luat măsuri la nivel internet, dacă ați observat, când mai apare cât un descrier de ăsta, gol, ea goală, el gol pe acolo, diverse, da. nu mai au dreptul și în tribună, când e încă era, n-au dreptul să filmeze. Dă iarbă, dă ce vrei, dă publicitate, nu de-aia. Le-a interzis UEFA. Dar de care e motivația? Păi motivația nu-i problemă, ideea făceau. Este incitare. Televiziunile se duceau pe ei și ei, urmă, ai văzut, bă, cum am arătat eu, cum eram eu acolo în față. Deci nu-i mai dă. Deja e o faptă. Dar uitați-vă, aduceți-vă aminte, la mea, am celebrul meci de la Constanța, când i-a pus pe jos, îmi spune, vai, ce pres! I-a bătut pe sărmanii noștri tineri. Ha. Adevărul, stați puțin, Navale, și jandarmii pe cine se antrenează? Pe suport? Nu. Da cum? Dar ce interes au crezi tu să-i bătă? Păi să fie proaspăt tot timpul. Jandarmul trebuie să fie și... Nu, eu nu sunt de acord. Condiția fizică. Stai, ne facem o mare confuzie. Și aici eu sunt foarte de acord. Deci în toate legislația UEFA și în toate statutele și legile altor unde există legi pentru care guvernează activitatea acestor. Se spune așa, lege pentru suporteri și huligani, descrie așa e titlul. Noi, românii, că așa suntem noi, cu educație așa. Comunistă, pentru combaterea și prevenirea actelor de violență. Sunt huligani. Deci trebuie să stabilim că sunt, pe stadioane sunt două categorii. Și... suporteri vânsul, eu, dumneata, și huligani, derbedei, care trebuie tratați ca animalele. Anglia cum a scăpat de huligani? Cu bătăi și cu pușcărie. Deci aveți nevoie... Bătăi ca la barabuc și pușcărie. Deci asta... Când văd ăștia, când văd acum unul călare pe acolo, pe lângă stadion, îi apucă treburiciu. Navalny, dacă era educație comunistă, nu se întâmplă aceea. Bineînțeles. Deci eu am stat în Rusia și eu știu ce... Ia zi, Daniel. Deci în Rusia, eu vă spun, în Rusia nu a fost niciodată un scandal pe teren, nu s-a bătut... Aveau fight-uri în afara orașului să băteau. Se întâlneau în teren. Da, eu am prins și eu am văzut meciul Zenit. Primul rând, e afectat clubul. Am prins meci Zenit cu Spartak Moscova. Și atunci când am prins eu, s-au bătut galeriile între ele. Au venit jandarmeria și le-au rupt din țin în gură cu bastoanele de lemn. Bineînțeles, nu stă de vorbă. Nu stă de vorbă cu ei. Și la englezi la fel. Pușcărie, deci la englezi, întâi spun cum e legislația. Și acum. Cum e? Deci, întâi ai mai încercat să faci câte o chestiune, te duce la secție, îți spune, 2 ani, n-ai voie să te duci pe un stadion, vii în fiecare etapă, vii la secție, ai televizorul, vezi meciul bun. Dacă ai făcut această treabă, sau după 2 ani de restriște, 7 ani de pușcărie, nici mai duci la tribunal, direct 7 ani de pușcărie, n-ai face. În pușcărie, 7 ani, nu se pune acolo. Păi n-ai cum cu ăștia. Deci pentru un idiot dar care aruncă în arbitru... Auzi, mă, dar la noi cu atâtea referendumuri, de demiteri, cu atâtea alegeri, ăștia sunt masă pentru... Ăștia se duc pe la... Vagabonzi ăștia, liderii... Masă de manevră, se duc pe la secție de votare, îi bat pe aia care nu votează. Dar nu mai puțin, trebuie să dăm publicitate. Dar am o întrebare comună să vă gândiți. Dacă nu și clubul este vinovat, de când nu s-a mai făcut o ședință cu suporteri? Ce faci cu ședință? Cu cine, mă? Păi cu ăștia. Du-te tu la o ședință cu suporteri, spune-le cum să te comporte și anunți când fac anunțuri. Conform legii 4, zici, și începe cu cele cuvenite care le știu. Da. Nu suportă. Ei sunt cine... Acolo este domeniul în care ei, pentru 90 de minute sau cât dracu e, sunt stăpânii stadionului. Sunt și ei stăpâni pe ceva. La ceva. Care sunt niște nenorociți, 80% dintre ei, pe terenul de fotbal,
reprezintă refularea lor. Refularea, da. Refularea. Ei niciodată, ei niciodată, repet ideea anterioară, nu acționează în acest mod, în mod individual. Ce? Nu, doar în grup. Nu, ei au modele. Pentru ei model înseamnă cu orice preț, că văd și totuși personalități pe la televizor, oameni de cultură, copii realizați în familie, până în jurul lor, prin cartiere. Da. Așa. Acolo sunt și niște grozavi. Da. Ne oprim pentru puțină publicitate, știrile sportive pe scurt și revenim, ca de obicei, 5-6 minute. Da, mulțumim, regia. Ca de obicei, un coleg din presă vă adresează câte o întrebare. De data aceasta, o redacție, având în vedere și valoarea invitațiilor. Redacția sportivă de la săptămânalul Republicanul, care am înțeles săptămâna viitoare reapare. Au fost și colegii noștri într-o bine meritată vacanță. Deci, pentru domnul Valentin Alexandru, dacă ați fi din nou în conducerea clubului Petrolist, ce ați schimba? Nu știu. La momentul ăsta nu e mare lucru de schimbat, pentru că atunci când merge bine, ca să nu fim chiar români, că noi de obicei când merge bine trebuie să facem o schimbare, cel puțin din punct de vedere al aritmeticii sportive, performant, e foarte bine. Sigur că se poate și mai bine. Și mai bine înseamnă să câștigi titlul. Dar... rămâne un vis frumos al generației noastre. Problema este dacă... din punct de vedere al management, dar mai ales din punct de vedere financiar, vor rezista. Dar eu cred că rezistă. Un club care își poate permite să dea afară un titular al echipei naționale, pentru că a avut o altercație cu un individ, nu cunosc numele, am înțeles că e ceva cu director sportiv, nu știu cine. Aici nu avem domnul să-și nu, da, nu știu, ce, a să fie, presă, a să fie presa, scrie multe. Da, nu știu, da, dacă ăsta e motivul, în general astfel de lucruri. Dar ce căuta individul ăsta în vestiar? Păi dacă e director sportiv, sigur că mai intră și el pe acolo. Păi da, da. Nu intră fără aprobarea. Nu știu dacă așa e. Deci, dar ce vreau să spun din punct al managementului. Pe vremea noastră, ăștia mai bătrâni, așa, lucrurile astea și... Chirița știe că au mai fost și până pentru lucrurile bine astea. Bineînțeles. În primul rând, astea nu ies afară. Bineînțeles. Rămân noi, în interior. Discutăm, vedem care e gravitatea faptului, pentru că dacă îți permis să renunți la un astfel de jucător titular al echipei naționale, înseamnă că ești un club tare, domn. Dar eu sunt cu noi, mă bucur pentru el, cum se spune, că pleacă, că și-a făcut da, are și cu prisosință datoria față de gal. Are și o vârstă. Corectă și suma contractului. Așa, e, pe de altă parte îmi pare rău că pierdem un om de bani de la mijloc. Da, am înțeles că au adus doi portughezi. Uruguayeni. Da? N-am mai avut din ăștia uruguayeni. Trebuia să avem lângă Albin. Păi, că spun, da, uruguayenii sunt jucători buni. Am înțeles că sunt unchiul lui Albin. Nu, sunt tineri. Tineri. 24 și 26 de ani. Da. Pentru Daniel Chiriță, dacă ai vreun regret că feciorul tău, Alexandru, a părăsit Franța. Erai la echipa a doua. La... Normal că am regret, pentru că acolo... Îți pare rău că l-ai, da, l-ai adus înapoi? Băi, nu l-am adus eu. El a hotărât. E major. El 18 ani. Și acum unde joacă? El acum e posibil, am stat de vorbă cu cei de la Petrolul, cu domnul Capră, și e posibil să întoarcă înapoi la Petrolul. Foarte bine, domnule, copii de la 18 ani. Vârf, în spatele vârfului, în stânga, în dreapta, în bandă. Și la echipa națională, Doamne ajută, Under 20, la Under... Ca mine. E mai înaltă. Nu, ca mine, așa. Și pentru domnul Popescu, cum vedeți relația dintre suporteri echipei FC Petrolul și conducere? Suporterii să sprijine conducerea, iar conducerea să medieze totuși relațiile dintre echipă și suporteri. Am înțeles. Vreau regia să conducerea mai pe Tavi Grigore între timp și domnul Vali Alexandru, vorbim puțin despre partida Petrolului cu CFR. Ați colaborat la întocmirea regulamentelor atât la Federație cât și la Liga Profesionistă. Da, le-am mai și scris chiar. Juste sancțiunile. Mulți m-au întrebat, băi, dar de ce s-a dat atât? Da. După părerea dumneavoastră. De moment ce atunci când i s-a transmis sancțiunea, s-a comunicat, și bănuiesc cu siguranță, conform art aliniat, înseamnă că așa e. Sancțiunea e prevăzută acolo. Foarte important e, și în general, sancțiunea se dau
nu pe probe video, decât atunci când chiar trebuie lămurite lucruri care n-au fost descrise, dar după raportul observatorului pentru meci, raportul observatorului pentru arbitri, dar mai ales în cazul acestui meci, despre raportul arbitrului. Sigur, Colțescu are el micile lui mari probleme, dar așa tehnic este un arbitru bun, din câte știu eu, dacă așa tehnic vorbesc. Când vrea. Ne oprim puțin, că l-avem și pe Tavi, Grigore. Bună, Tavi! Bună, te salut! Și eu, și domnii Valentin Alexandru, Daniel Chiliță și Gabi Popescu te salută. O, îi salut pe toți. Numai bine, așa, numai bine îți dorim. Da? Așa. Guliță, ia zi, cum ți s-a părut meciul de aseară? Un meci bun în prisma calificării, cu un joc tactic foarte bine pus la punct de selecționer. Echipa României a reușit să blocheze toate culoarele de joc ale Greciei și să câștige un meci cu principala pretendentă la calificare. Te-a impresionat vreun jucător de la noi? Nu în mod deosebit. M-a impresionat jocul echipei, faptul că echipa și-a dorit mult să câștige în meciul de aseară. Poate știu un plus pentru Kipciu și pentru Maxim. De petrolistul nostru? De Hoban? Hoban, ca de obicei, este un jucător util, este un jucător care își face bine treaba când este în zona în care este pus să o facă, în zona mediană. A fost în nota echipei, adică nota bună. Tu dacă ai fi la Petrolul, ai renunțat la el? Nu, eu n-aș renunța la Hoban. Corect. Și dă-ne amănunte. Ce mai faci? Ce club te-a mai solicitat în ultima vreme? Nu am nimic nou. Nimic, în momentul ăsta nu am contract cu nicio echipă. N-a venit. Și nu am avut nicio solicitare din partea echipelor de aici din România. Navali, cum l-a ajuns pe Tavi? O relație, ceva, că e petrolist, dacă nici pentru Tavi Grigore nu se găsește, domnule, un loc, măcar administrativ. Cât era Edi, băiatul meu, și sigur se consulta, mereu a avut loc la Petrolul, eu l-am mai recomandat și la alte echipe, cât puteam. Acum, sigur, e mai delicat, că știi tu, cât ești în putere, toată lumea... Corect. Te întreabă. După aia, ce mai faci dacă te mai vede așa? Dar asta e viața și... Ar trebui Tavi să fie măcar ceva administrativ la club, nu? Tavi, s-a auzit prin presă acum câteva luni că ți-a chemat domn primar Iulian Băzescu, zi și Picamăr, la o discuție, s-a mai reluat acea discuție, a avut loc? Nu. Păi, alo, domn primar! Păi, ce face? Nu a mai avut loc nicio fel de discuție. Mă rog. Da, e trist pentru că un doamnă să îi se întâmplă unui jucător ca Tavi, așa ceva. Un băiat de caracter, un băiat intelectual, inginer, pe lângă altele. Și plus că a fost mândria generației. Tavi, îți mulțumesc și să dea Dumnezeu să-ți găsești cât mai repede echipă după valoarea și priceperea ta în fotbal. Bine, Marian, mulțumesc mult. Te pup, bine, sănătate. Cele bune, sănătate. A fost Tavi Grigore, fostul jucător al echipei FC Petrolul și pentru cei care nu cunosc, a jucat de 441 de ori pentru echipa FC Petrolul. Numai. O legendă vie. Toată cariera. Da, pentru mine, acum e surprinzător de plăcut că totuși i-au adus păștia pe Pârvu, pe... Nae Constantin. Chirule, nu dăm nume, știu că vrei să întinzi o mână unui alt mare fotbalist de la echipei Petrolul, care are situație financiară mai delicată și a pierdut casa, Doamne ferește, am înțeles, Doamne, prin cimitir, s-a despărțit și de soție.
Am înțeles că vrei să-l iei pe la tine pe acolo, să-i dai un serviciu, să uze, să... Da, la bază. E, noi știm cui să-i transmitem și ar fi și păcat să nu... Fotbalist bun, foarte bun. Bine, acum... Și viața asta... Ce spun eu o să fie faci... cinic, probabil, interpretat, dar... În general, e bine să te ocupi de viața ta. Eu mereu le-am spus, dacă am, inclusiv celor de la... Discutam dacă vreodată o să pot să discut cu Gică Hoagi, ședeam cu ei când eram la... Și voi știi că vorbeam lucrurile astea. Viața mai grea e după 35 de ani. Da. 40. Până atunci ești mare vedetă, toți te invită la șpriț, în general la băutură, nu și la mâncare. Ești cine ești, gagicile se uită la tine, dacă mai ești frumușel, după 40 de ani începi să te cam lase și mai ales cel mai trist e când din punct de vedere material ai probleme. E deosebit de... Adică e umilitor ce să mai, să n-ai un minimum de... Dar greu. De multe ori n-ai cum să ia jos pe toți, că din păcate mulți au astfel de probleme. De exemplu, cel care susține financiar această emisiune, Adi Nistoroiu, pe banii lui, a închiriat soldatul ăla care leagă peluza de tribuna a doua, foștii jucători, cum e și Daniel Chiriță, să ducă acolo și văd meciul echipei pentru deci, deci, unde să leagă peluza de tribuna a doua? Soldatul. El a închiriat... Ei nu puteau să aibă o legitimație să intre la Petrolul, să vadă. Da. Da? Mai ales că... Păi, și ce? Nu cred eu că de acolo... Nu. Asta constă bugetul. Sau exact. E afectat. Pe vremea mea, când eu eram la Petrolul, era sectorul ăla și autoțiile. Chiar bineînțeles, erau... veneau toțiile. Era și un punct de atracție, pentru că, în general, doamnele, ce era mai nou, ce era foarte important. Sigur, e privată treaba, acum nu poți să... Și dacă te superi, nu poți să o impui. Neapăr, e privată, privată. Toți consilierii județeni intră moca, toți consilierii locali intră moca. Păi dacă dau... Primarul intră moca. Păi intră, că am înțeles că susțin financiar. Ce susțin financiar? De unde știi? Mai bage mâna și în buzunar. S-au învățat. Am fost acum, că mi-a venit pat. Săptămâna trecută s-a inaugurat o sală de sport. Nu schimb nimic, știi. Așa? La vest. Pentru... Ca să te liniștesc, hai să spună. Pe vremea mea, domnul prim secretar, frăților, da? Da. Și știi că erau... Eu eram și cel de șantier. Și era o nenorocită aia mică de... oficială, nu știu, da, de aici. Da. Și la un moment dat, nu mai, ce era acolo, ca să-i vadă primul secretar. Da, da, da. Și m-a chemat Toarșu prin secretar pe mine. Eram și zice, domnul Toarșu, crezi că putem face ceva? Dar nu, cum să nu, orice se poate face în construcții. Da, 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 da. Și ce zici, putem face această tribună oficială, să o mai mări? Da, Toarșu, de cât o doriți? De 17.000 de locuri? Că toți intră o gratis. Da, da, da. Da. Era tipul era de spirit, așa să știe. Da, aia, să ce ai dreptate. Atunci am mărit, am făcut în spate chestia cu protocolul, că eu le-am făcut toate. Bine, la vechiul stadion, tata l-a construit, eu l-am refăcut. E din la păstorit, dar sigur, asta e istorie. Nimeni numai de doi. Hai să vă zic de sala. Deci la vest, săptămâna trecută s-a inaugurat prima sală, un complex sportiv privat. Unde, la vest? La vest, lângă aici, fostul ICIL. Da. Acolo da. Se poate juca volei, handbal, ping-pong, bine compartimentată, cu bucătăria, am înțeles, cu niște camere sus pentru cantonament, la ora 5. Deci presa sportivă prezentă acolo, numeros public, nu, săptămâna trecută. Aha, aha. Bun. Normal, viceprimarul Raul Petrescu prezent la ora 5, au venit și domnii deputați. Primul lucru care l-au văzut, s-au uitat, repede la protocol, luau masa în oraș. Au zis două vorbe și au plecat. Dar și au înșusit. Acu e sala? Unui tip, Ionescu, am înțeles. Deci, neavalii din ăștia care... Auzi, ciocul mic. Voi alegeți așa? Păi, se aleagă. Cine alege? Eu nu aleg poziția niciodată. Da, da, democrația asta e. Majoritate. Știi că democrația este, poate, singurul sistem, domnul, poate să mă confirme, social, sociopolitic, care spre deosebire de alte sisteme încercate, comunism, știu am, eu, da, am, dar știi care e defectul? Are un singur mare defect. E zile mari. Nu contează calitatea mâinilor ridicate, ci numărul lor. Aha. Exact. Aici e mare bele. Uite-te la sondaje. La unul dintre cei mai mari candidați, la sondaje, din 32%,
80%, în jur de 80%, calitatea individului care îl vor vota sunt analfabeți, 4 clase, cel mult 7 clase. Daniele, după știința mea, cred că ai în jur de 5-6 prezență la echipa națională, plus vreo 25 pe acolo, pe la tineret. Așa-i? Da, da. Tineret are mult. Am mai mult, da. Mai mult, da. Ți-ai povestit, mă, cu Franța. Ia, ia, hai să începem asta cu Franța. A fost cea mai treabă. Am avut un turneu. La Ghincamp, am jucat la Saint-Étienne și ne-am jucat la, uite, merg aminte. Și la un moment dat cu Cârțu. La francez, din 11, 8, erau negri, bineînțeles. Dar era machelele... Numai negri, bă, și prima reviză îi dă lui... După plantați. Îi dă lui Chiru, unul negru, să-l ține. Fac că ea o schimbare și el s-a uitat disperat și intră tot un negru. Și tot pe și vine repede la Cârțu. Tu, profesor, dă-mi și mie un alb să-l țin, că nu mai pot. Mirosea era. Mirosea. Ce vrei, miroase, nu mai pot, dă-mi și mie un alb să-l țin. Deci, vezi, se memoriam. Cu 0-0 în Franța și aveam șanse mari de calificări. La Le Puy. Da. La Le Puy. Am și acum în casetă. Hai să luăm Naționala Mare. Cea mai bună partida ta la Națională? Am fost în meci amical, după 95, în Argentina. Contra Batistuta, Ortega. Formația aia puternică. Da, au vrut o revanșă și am fost invitați acolo și n-au venit Dan Petrescu, n-a venit Hagi și nu mai știu, vreo 3-4 în Naționala de bază și a fost, eu venise după Cupa României, am avut un sezon bun al ăla și am fost convocat și am și jucat. Aha. Deci Păchiru e cu mine, să zic așa, de când erai copil cu Lanoni. Da, cam așa. Îl cunosc. Deci după mine nu-l fătesc. Vezi că ce viață, zici tu, Grigore, ăștia, sigur, el măcar trăiește decent sau cred că bine. Așa. Da. Deci Chiru după mine este alături de Dride, așa, unul dintre cei mai tari fotbaliști pe care i-a dat Ploieștiul, cei mai mari. Și nu e realizat la nivel, dar niciunul cred că nu e foarte... Așa vorbesc financiar... Asta e viața. Asta e viața. Am creat ceva, am făcut o bază sportivă. Aia, asta sport, aia sport, mai tu ai o situație fericită. Da, deci eu sunt tot dacă în care domeniu. Compensă măcar el, ar fi trebuit să fie și el acolo. Dar adevărul că nici la un club nu poate să încapă chiar toți. Că... Asta e. Nu, eu sunt mulțumit cu ce am realizat și... Dacă o mai pui și cu fitul, e foarte bine. Dacă el să agață și să ajungă el fotbalist, atunci... E visul tău, nu? Ca să ajungă la Petroazic. Da. Și pe la tine, pe acolo, când, în afară de Alexandru, când le dai doi jucători la echipa mare a Petrolului? Păi eu chiar vreau să am o discuție cu cei de la Petrolul și cu cei de la CSM. Am vrut să fac un centru puternic, v-am zis, cu CSM. Ah, toată lumea să... Da, să adunăm, să facem și orice jucător de valoare să meargă la Petrolul, prima opțiune să meargă la Petrolul. Adică, domnule, punem ochii pe 2-3, care sunt de valoare? Ăștia trebuie să meargă la Petrolul. Acum să vedem, încercăm să facem chestia asta. Din păcate, nu știu, deocamdată mergem pentru Petrol, deocamdată Petrolul este mai cosmopolită chiar și decât Astra. Adică, norocul nocturnă, că altfel nu îi recunoaște jucătorii. Problema e, știți cum e, au venit după am mulți care n-am avut performanță. Mai ales, când iese Petrolul, echipa Petrolul iese din tunel, iau-te mineri, ies din șut. Da. Dar deocamdată merge, așa cosmopolită cum e, însă e păcat, adică... Chiar și cel care ultima, hai să zic, realizare fotbalistică... Rog în regia, poate prinde și Grecia. Marinescu e rezervă. În rest, alb, Hoban l-a dat și pe ăsta afară. Câți mai sunt albi? Am citit în... Beța. Nu știu cine este. E fundașul de apta, care vine la sport, dar nu e prea joacă nici. Am eu o vorba mea, înainte când am zis că mă întrebat, și vă cunoști și pe dumneavoastră, că n-am auzit de unui fotbalist. Păi n-aveam cum să n-auzi și dacă eram... A scris presa centrală săptămâna trecută, la ultima etapă a ligii întâi, peste 60% dintre cei care au evoluat sunt străini. Vă spun, după mine e mai cosmopolită decât Astra, Petrolul. Nu zic de Petrolul. Și toate... dacă postul CFR. Dar măcar CFR a obținut 3 titluri, vreo 3 cupe, vreo 2 supercupe. Niște puncte valoroase. Dar, Vali, ca să faci performanță, îți trebuie răbdare. Și acum, de exemplu, nu s-au bani foarte mult. Și răbdare, nu jucător liber. Problema e că suporterii Petrolului acum sunt învățați cu rezultatele. De exemplu, dacă aduc, foarte bine. Aduc 4-5 copii dar sau e astea... Dar e păcat să nu exploatez echipurile treaba asta, pentru că... E de mestec să facă. Nu vreau să-l plătesc pe un profesor, dar am și vorbit despre huligan și probabil că chiar cam dur așa, dar ăsta e adevărul.
În același timp, ca om acum de pe margine, pot să constat, uitându-mă la televizor și nu numai, că fenomenul Petrol din punct de vedere al suporterilor, că eu cred că nici prea mai aveți huligani. Vă lați pe luzeava acum. Și vă spun și cum se mai poate o altă rezolvare, ar fi în momentul în care tot stadionul este plin, nu mai poate să facă, că ei fac lucrurile astea când stadionul e mai gol, câțiva pe la tribuna a doua, avem legătura cu Grecia, da, în Avalic. Cine e cu Grecia? Cine? Cu Papandreou, cu cine? Alo? Alo? S-a întrerupt? Deci revin în momentul în care stadionul, ați văzut și dumneavoastră, când stadionul e plin, cele două peluze, și ei nu mai se remarcă și dacă nu se remarcă, că n-au ce să facă în plus. Când toată lumea strigă, hai Petrolul, toți sunt îmbrăcați în galben. Și mai departe, ei nu sunt mai... S-a refăcut. Da, te rog frumos. Alo? Nu s-a refăcut. Alo? Nu e. E vreun ciclon pe acolo. Da, mergem mai departe. Regia poate în partea a treia. Deci Petrolul a realizat un lucru care după mine este unic în România la această oră din punct de vedere al suporterilor. Nici Steaua nu are așa ceva. Nu are, pentru că atunci când joacă pe Ghencea, stadionul e gol, sunt mai împlinire. E un moment în care, dacă propice, din toate punctele să câștige titlul. Am înțeles că și bani sunt... Da. Da. Că sunt bani chiar să se cumpere stadionul. Gabi, mulțumit de achizițiile echipei Petrol, din punctul tău de vedere al suporterului. Din punctul meu, cei doi uruguaieni care vor veni, nu i-am văzut până acum, deci nu mă pot pronunța, o iau cu rezerva jucătorilor aduși liber de contract, sub această rezervă, iar în ce privește promovarea copiilor, a tinerilor de la echipa, de la centrul de copii al domnului Chiriță, ce să spun? Nu știu, să ne punem fiecare în postura când se introduce copilul în teren, să ți-l înjuri în un stadion, când el are 17 ani. Tu ca părinte, cum îl vezi și cercul lui de relații păi, acelui asta, copil. Este un risc. Este un risc. Nu e. Sigur. Îl demoralizează pe acel copil. Nu, nu, nu. Aici nu văd, el trebuie să înțeleagă de la Chiriță, bănesc că așa face de la 2 ani, de la 7 ani, de când la duce acolo, asta e profesie. La Inter, la Milan, la Milan, îi crește, vezi că te și înjură, adică el de mic trebuie să știe că se întâmplă și astfel de lucruri. La vârsta aia mai dai și chifle, ce pe Chiru nu l-au înjurat? La 18-19 ani când am debutat la Petrol, la fel. Da. Am pățit și eu lucruri, dar asta nu este... Nu, dar face parte din educația caracterială a fotbalistului profesionist. Și atunci nu asta e problema. Problema este... Atunci când vrei rezultate imediate, sigur, ca patron, ți este, că e mirajul ăsta celor 20 de milioane de euro pe care le iei dacă te duci în grupe. Sau alte câteva milioane, chiar dacă nu te duci. El își scoate o parte din investiție, dar chiar foarte mult. Adică modelul Gigi Becali. Mai luăm puțină publicitate, rezumatul partidei de aseară și revenim tot așa, cam în 5 minute. Da, mulțumim, regia, suntem în ultima parte. Vreau să vă întreb, domnul Vali Alexandru, de așa cum am spus, săptămâna trecută în presa centrală s-a comunicat că 60% dintre jucătorii care au evoluat în toată etapa, 60% dintre ei sunt străini. Îi controlează pe cineva, fiscul îi controlează pe ăștia la contracte, la prime, la... Da, astea. Da, sunt, nu știu acum, dacă cum se respectă, cum în primul rând... Că prea înseamnă că îi câștig de casă, aibă, pentru un club să aducă de afară. Nu poate să... Că valoarea e îndoielnică. La foarte bun. Sunt bunicii. Față de ce avem. La Petrolul sunt... Nu, eu zic în general, nu de Petrolul. Toți care sunt la Petrolul, toți peste media campionatului. Nu mai vorbesc de ăsta, fundașul ăsta, dreapta al Senat, care e, după mine, e jucător de... Parcum. Nu-l văd ăștia, prin Anglia, acolo. Bun, deci, în primul nu poate să încheie echipele aflate în insolvență sau cu probleme de fiscalitate, deci cu datorii la fisc, nu poate să încheie un contract cu niciun jucător străin. Aha. Înseamnă deci că... există o... Sigur, există control. Promo acordarea permisului de muncă, care e altceva decât viza de intrare. Sunt, e o legislație complexă și înseamnă că cluburile care
își permit să aducă jucători sub contract, jucători străini, sunt în regulă. Așa vreau să cred că altfel. Sunt în regulă, pentru că și eu am fost antrenor la divizia C, la ăștia, la Câmpina, și știu jucători, am avut jucători aduși tot așa și trebuie o grămadă de hârtii și chiar m-am ocupat. Deci obținerea unui permis este foarte dificil. În primul rând introduci documentația, ai dreptul 6 luni să-l folosești, dacă documentația e în regulă, până îți emite ăștia auzvași. Și nu merge, de exemplu, un permis de muncă pe care l-au la Petrolul, pe un an de zile, să zic, și în 3 luni de transfer la Cluj, acolo trebuie altă documentație, nu te duci pe același permis de muncă. Că trebuie văzut dacă societatea care te angajează e în regulă din punct de vedere fiscal. Nu, aici nu sunt probleme. Sau vreau să cred că nu sunt. Rămânem la tot la presă și vreau să vă cer părerea. Săptămâna trecută, sau chiar acum 2 săptămâni, a apărut în presa locală normal, domnul Capăr vrea să cumpere stadionul Ilion. Cum vedeți chestia asta? Domnul Popescu, începem și cu sport. O utopie, o utopie. Stadionul Ploieștiului, stadionul Ilioană este un simbol al orașului, pe de o parte. Pe de altă parte... Pentru că e făcut din contribuția voastră. Din contribuția ploieștenilor. Pe de altă parte, folosind un limbaj mai puțin academic, dacă domnul Capră peste o săptămână și ia jucăriile și pleacă, noi ce facem? Rămânem și fără stadion? Da, nu. Ipotetic. Da, tu, Daniele, nu, trebuie să rămâi pe tine, că să-l aduci, să-l aduci pe Alex la Petrol, să nu-ți facem problema asta, nu. Da, e bine să nu. De, problema asta nu, că pot să vorbesc. Nu mă deranjează chestia asta cu... Știi cum. E important stadionul să rămână al Ploieștenilor, că e făcut... Nu, al comunității. Da, al comunității. Sunt da, de acord că trebuie să existe o... Poate să se realizeze. Nu, niciun concesionar. Păi aia pe 99, da. Nu, poate, bă, aici, păi atunci ca și cum o cumpără. Păi ce mai trăiește capul 99 de ani sau altcineva? Problema este că în situația dată pe care o și vedem, doar nu vorbesc de el neapărat, eu vorbesc de un domn care ar dori să cumpere un stadion, nu neapărat la Ploiești. Poți să mori? Eu nu spun de el, doamne. Poate să te lege? În general, când ai bani să cumpere un stadion, dacă ai bani un stadion, fă tu altul. Da. Aici, eu cred că marea miză nu este stadionul, este locația. Locația, exact. Miza mare. Iar dacă primarul o face, înseamnă că... Păi da, că e și Liga. Trebuie să că e interesat și domnul primar. Eu Iulian Băzescu, Picamăr. Picamăr de la ce vine? Ce? Păi da, Picamăr de la... A făcut mai găuri în tot orașul. Cu bine, tramvai. Bă, așa îi zice noi, am vrut. Eu am fost constructor de drumuri și poduri și mă uit că... Eu la nord chiar trăiesc... E drama acolo. Trebuie să mă duc pe la Kaufland, mă duc pe America să mă simt la mine... Da, se face ceva frumos. Dar nicio construcție nu e pe hârtie. Deci orice construcție de infrastructură durează și sunt foarte grele. Dar mă gândeam că și sună și urât. Stadionul Ilie Oană deținut de Dan Caufland. Eu cred că au fost niște vorbe aruncate. Un stadion de Dan Caufland. Un stadion urât. Nu vorba de Dan Caufland, noi vorbim la modul general. Că Dan Caufland are bani foarte bine, e bine pentru petrolul. Cât ai mai mulți bani, cât sunt mai mulți ca Dan Caufland, e foarte bine pentru petrolul. Problema este că un stadion, din vari motive, proprietarul poate să nu mai fie. Sigur, ce se întâmplă dacă, ai văzut, cum a fost la Voiculescu? Nu Dan Caufland. Unul care are stadionul, are probleme, sechestru asigurător, trebuie să recupereze bani. Am uitat să... Și ia stadionul. Navali, mai avem puțin. Nu te las. Trebuie să faci lumină. Domnule, Digi, păi de ce... am un bec ceva. Așa, Digi, de ce n-au luat, domnule, drepturile? Păi nu le-a luat, că e ura națională neîmplinită între UPC și Digi dintotdeauna. Cât a fost Digi la putere cu fotbalul atrasul UPC, păi nu, acum UPC vine și tot la păi, dar nu, Gino nu trebuia să facă licitații? Trebuia. Din moment ce... Păi cum e regulamentul LPF-ului, că dumneavoastră nu e vorba de regulamentul LPF-ului, că regulamentul LPF-ului nu se poate substitui unor legi naționale. E vorba de legea concurenței, de legea... Dar numai că, într-adevăr, în legea, în ordonanța 26 a asociațiunilor, spune și nicio fundație, doar societățile că trebuie să participe la licitații, și nu trebuie să facă licitații. Liga pentru că e fundație. Așa. Dacă ar fi să fie. Dar legea concurenței
atât cea europeană cât și cea românească, că acum derivă de acolo, eu am trăit lucrurile astea ani de zile, scrie foarte clar că trebuie făcută licitație. Că nu s-a făcut. Am înțeles că Digi a făcut... Digi i-a dat în judecată. Nu i-a dat în judecată. Nu poate să i-a dat în judecată. Memoriu. A făcut o reclamație, o plângere către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței, președintele e politic. A, e clar. Da, probabil că lucrurile se vor rezolva... Din iarnă. Așa după ce se știe cine... Oricum nu plec de la Digi. Italia, deci, Franța, Spania... Portugalia. Și spun eu, dacă iese Ponta, Champions nu se League, Europa nimic, League. Deci dacă iese Ponta, Digi nu va lua nimic de la fotbal. Dacă nu, probabil că nu se mai spune. Dar atunci să nu mai iasă Ponta. Nu știu. Păi cum, sunt 5 milioane la Digi în toată țara. Iese cine trebuie. Mă, e problemă, sigur, iese cine trebuie. Vorba, în țară de tine. Daniele, pentru copiii care îi pregătești-o acolo, există bază legală ca să fii susținut de la comunitate? Pentru că, în primul rând, e sănătate, așa cum spunea și Răzvan, domnul Răzvan Mircea Lucescu, la o conferință nu acum. Nu este. Nu e pentru că este o societate privată. Dar nu înțeleg, știți ce nu înțeleg în avale? La mare, toate cluburile de divizia se alocă la centrul copii și juniori 120.000 de euro, da? După cunoștințele mele. A, deci toate centrele primesc bani. De la cine? De la Federația Română de Fotbal. Centrele private? Nu, centrele care... Federații. Federație, da. Nu, nu Mogoșea. De exemplu, Petrolul... Există, tot... Deci primăria eu cred că se ar trebui... poate implica în sensul că... Eu cred că nu primăria. Zetma, da. Eu cred că federația poate zică, băi, ce ne are centru? Are cu tărică centru. Sunt zeci de mii de centri. Eu, în funcție de centru și de capacitatea care ai... Nu vorbesc de tine. Păi sunt tot eu de baloane care se cheamă du-te în București, în parcul de răstrău, sunt 10 baloane care tot sunt școală privată. Că e bine, școală privată de fotbal. Da, trebuie să ai un număr de... Nu știu ce număr. Nu baloane. Nu, te poate ajuta comunitatea, în sensul că există temei legal prin întocmirea cafetului. Am înțeles că aici tu ești mai tare. Eu nu mai cunosc foarte bine Ploieștiul, probabil că o să... Da, așa, ca școală tu ești cea mai... Da, organizată bine. Am vreo peste 500 de copii acum. Se poate crea pentru societățile private, cum a făcut și cu petrol, că toate societățile private și petrol. Sigur, a făcut o greșit și acum e belită. Eu am venit cu niște experți la primar și am vrut să facem o societate în care, deci, face o societate primăria de interes public, și privatul... privat, face o societate care acționează, tot privată, care acționează numai pentru, de exemplu, ca scop este obținerea de venituri pentru creșterea nivelului la tine, la Academie, cu condiția, sigur, drept de audit asupra sumelor pe care ți le dă, ei trebuie să știe ce faci, cred că tu poți să le iei acasă, eventual cu, și dacă dorește și sigur că e obligat, cu o comisie de cenzori, în care el verifică ce se întâmplă cu banii, și cu o persoană în funcție de conducere alături de tine. Sigur că se poate, dacă se vrea, dar nu se vrea. A, deci aici e miezul problemei. Există posibilități legale ca să fie ajutat. Domnul Popescu, plătiți impozite, nu? Da. Cum vedeți activitatea CSM-ului? Eu sunt, am pe culoarul meu. Domne, primăria deci dă banii foarte bine. Handbal feminin? Da, da. Nu, masculin, dăm banii noștri să ducă numai la copii, domnule. Nu le are nicio echipă de senior. Nu are basket, nu are de asta. Nu. Cum vă are șah? E foarte bine. Ce se întâmplă? Vedeți și ziarele, multe ziarele de sport care mai există, presa de sport, promovează îndeosebi fotbal. Totuși, haideți și celălalt de sport. La fotbal eu sunt de acord, că sunt copii. Sunt copiii Ploieștiului care joacă acolo. Dar nu dai din banii mei, dai tu la handbal. Dar de ce să nu dea la șah? Da. Să ne lumineze mintea copiilor? Să dea numai deci, pentru copii, domnul, nu la seniori. Domnul, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ia zicea dumneavoastră. Există riscul să nu mai vin pe aici, dar să știi că nu e nicio problemă. Niciodată nu mi-a plăcut să fie la televizor. După mine însă, salvarea nației românești în materie de sănătate mentală, fizică și de performanță este ca comunitățile locale să financeze aceste activități. Da. Toate. Ia, Baia Mare, unde primarul a dat acolo. Nu neapărat pentru că manta lui e doamna... cum o cheamă? Nu mai e. Nu mai e? Nu. A lăsat-o? Da. S-a luat altă. Așa. Până deștept. Nu se poate, la Ploiești. E prea puțin eu ce spun. Ce banii noștri? Ce se facă cu banii? Se facă găuri.
Nu, eu am zis să ducă numai la copii și juniori. Nu, domne, să facă fără echipe seniori puternice, să ne mândrim, să mergem la adică sală, să ne uităm. Noi mergem, vă duceți la handbal? Eu mă duc. Cum să nu, mai ales că pensionarul mă duc, adică nu mai duc. Asta sunt handbaliste, au luat trei bătăi la rândele. Așa e sport. Dacă nu le dă cu prenavezi pe mână, le cade nimic. Da, mă duc, atâtea atâția bani sunt. Nu sunt bani. Uite, CSM-ul, ce a făcut primii ani, tot așa. Ba, în B, ba, în A, vorbesc CSM București. Până a zis, ia, bă, să băgăm bani și uite, a făcut, hai face echipă. Nu a Vâlcea. Nu a Vâlcea, da. De ce nu face? Și pe, eu la i-aș recomanda, dacă, dar nu cred că e cazul. Brașov, are corona. Brașov, are corona. Corona, sigur. Comunitățile locale, măcar ăștia sunt bani care se duc pensionarii, cetățenii un să duc privesc la meci. Te duc la sală, domnule. Te duc la sală, domnule. Cum să nu? Copiii, că dacă văd copii, copii, eu mă duc la sală. Îmi iau nepotul și duc la handbal sau duc la fotbal, la chiriță sau unde duc. Păi nu, nu, era întrebarea mea unde să duc banii. Păi unde că să ultimile duc banii la modul generic? În ultimile 6 luni, doi directori de toată isprava, Augustin Iancu și Ionuț Pană, au dimisionat din conducerea CSM-ului. Deci înseamnă că e ceva acolo. Nu, asta e altă poveste, sunt organe abilitate. E ceva care... acolo, că e banul public. Am înțeles că noi vorbim de principiu. Atenție. De principiu, cred că e obligația, că ei sunt mulți și de în cauza asta, pentru că vor să facă performanță. Da, da. Ei sunt, au fost și... Uitați, avem performanță la gimnastică ritmică. Asta la școala de la copii, de la CSM, de la Sala Dorofei de acolo. Așa, da, da, da. Sunt campioane... Foarte bine, da, să dar asta se ducă la copii, nu la seniori. Echipa de seniori la... o ține un privat. Se ducă acolo, în loc să ducă la Petrolul, poate să supere dânsul. Văd când dă la televizor puștaice de 13-14 ani și care dau împreună cu băieții toate cele cuvenite pe gură. Și ele n-au ce zic. Așa? Așa. Așa. Mai bine se ducă direct la gimnastică ritmică. La gimnastică ritmică. La atletism. Polo. Bine, vinovați sunt și părinții care îi lasă pe acolo. Mai ales și vede la de. Cred că sunt și mândri. Ce aute pe a mea ce, ce activează. Da. Da, suntem aproape de final. Vă rog să-mi permiteți să le mulțumesc invitațiilor și din partea dumneavoastră. Mulțumim și colegilor din regie. Din păcate n-am putut obține. S-a încercat de trei ori, am înțeles, să obținem o legătură telefonică în Grecia, s-a bilit cu Ovidiu Coban, dar din păcate nu s-a putut. Să sperăm că Ovidiu va rămâne... Nu, nu, sunt în Grecia, am înțeles cum a scris presa după amiază. Nu, nu. A, de acolo, s-ar putea, asta n-am. O plecat la clubul lui? Da. A, deci e treaba sigură că pleacă? Nu știu, ce am citit. Eu am înțeles, păi ce a scris telegrama de astăzi, că săptămâna aceasta va fi marea ședință. Și așa, tema noastră a fost Mario, când pleci? Da, mă rog. Bun, ne vedem peste o săptămână, până atunci toate cele bune vă dorim, noapte bună și, ca de obicei, hai Petrol! Hai Petrol!